Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela, vorbesc peștișorilor. Am făcut o schimbare de ritm, asta e. Îmi pare rău, o să văd unde o să integrez această etalare. Cei care așteptați la rând, încercați și mai oferiți un pic, fiți politicoși și mai oferiți din când în când locul peștișorilor, care întotdeauna sunt la sfârșitul zodiacului, mai ales că luna asta, am întârziat din niște motive de sănătate, am întârziat etalarea pentru pești și încerc să fac acum în acest grupaj, nu în toate, un pic mai devreme. Pentru peștișori, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori, jumătatea lui august, cât a mai rămas, da, au rămas destule zile, până în septembrie, când o mai vrea Dumnezeu să se manifeste aceste mesaje. Mai să fie. Și știu că a mai apărut la un moment dat mesaje de dragoste și ați comentat. Și eu am comentat când au venit, dar acum știți cum e. Mesajul este, chiar dacă vine din alte dimensiuni, poate, într-adevăr, nu poate, cu siguranță preluăm gândurile altor oameni, că aceste gânduri vor fi transmise și verbal, vor fi dovedite și prin faptă, de partea a doua. Acum că ei se gândesc, unii, se gândesc frumos la voi, că unii v-ar face niște declarații de dragoste, e doar un gând, e doar o stare. Că vine și mesajul, partea a doua. Și o să vă zic de ce. Pentru că am văzut acel mesaj la capătul setului de cărți, mesajele de la Înger și a vrut să se arate. Dar haideți să vorbim mai întâi despre altceva. Despre altceva. Din seria cărților pe care le folosesc de câtva timp și care îmi plac foarte mult, că sunt creative, sunt expresive, ați primit două mesaje. 4 și 17. Ah, 4 este reprezentat de simplitate și 17 de grația ei. Grația ei este o persoană, evident, acvatică, este o scoică, este o atmosferă acvatică, avem nuanțe de albastru, da? Și, a, interesant mesajul. Și punctul de plecare a acestei dezvoltări spirituale este un punct alb de lumină. Un punct alb de lumină care se regăsește și aici. Și aici este așa, gata, Mura. Este ca un. Care era cuvântul? Care cine vrea să mă ajute? Este un stil de poezie japonez. Foarte simplu. Sper să-mi aduc aminte. În care doar prin câteva gesturi poți să scoți în evidență un întreg concept. Doar prin câteva cuvinte. La fel și această carte, minimalistă, extrem de minimalistă și evident, foarte potrivită pentru mesaj, simplitate. Probabil că unii dintre voi trebuie să vă... Ah, interesant, și este și o singură pasăre, este acel punct de lumină. Pasărea este mesager, un mesager de lumină. Da? Vă învață să vă aduce aminte că trebuie să vă conectați la simplitate. Și știu că majoritatea peștilor, unii pești, evident nu toți, dar unii, care lucrează cu ei sau care se lasă îndrumați de mesageri de lumină, de divinitate, reușesc să fie și simpli și complexi și minimaliști și foarte spirituali. Reușesc. Ideea este că prin gesturi simple, cu o viață mai simplificată și în primul rând simplificată de emoții, ușurată de emoții negative, de conflicte, de diferite provocări care vin din partea multora, și familii, și colaboratori, și așa zis, fani, și invidioși. Multă lume ne complică viața cu emoții mai mult sau mai puțin susținătoare. În acest proces de evoluție spirituală. Dar, dragii mei, evoluția spirituală ține de noi, nu de ei. Așa că simplificați-vă viața. Și interesant, și aici o mișcare, un cerc de... Parcă ar fi o pregătire de spirală. Rămâne de văzut. Și foarte interesant este că acesta este un număr 4. 4, echilibrat. 4 ține de familie. Ah, interesant. Simplificați-vă viața în familie. Acasă.
Asta înseamnă casa a patra, acasă. Eventual, oferiți-vă stabilitate în emoții, emoții cât mai purificate, simplificate, repet, alb, albul e pur, da? Ca să puteți să vă dublați eforturile într-o altă casă, la fel de acvatică, casa a 17 și cu 1, 8, casa a 8-a a scorpionului a transformării și a renașterii. Probabil că unii dintre voi, zic probabil pentru că este foarte, se poate proba, probabil unii dintre voi vă izolați oarecum mental acasă, faceți curat în gânduri și începeți de acasă, nici nu știe nimeni, vă încuiați în cameră și începeți acest proces de evoluție. Evident că acest proces de evoluție poate să fi început deja, sunteți în plin proces. Și procesul este infinit, evident, este infinit. Ideea este, o altă idee vine, că în acest fel de a fi simpli, mai puțin complicați, vă regăsiți o grație aparte. Grația ei se numește cartea, grația ei. Prin simplitate vă descoperiți și puteți să generați și să oferiți și celor, cineva oferă, da? Parte din experiența voastră, din noblețea voastră, din... Da, vorbesc despre pești, evoluați, evident, nu de cei care nu vor să evolueze. Dacă vor, trebuie să urmeze pașii. Că în fiecare zodie sunt și negative și pozitive. Vorbesc de cei care chiar vor să crească și să-și descopere această grație. Evident că această grație poate să vină... printr-un moment de inspirație, simt că pentru unii energia divină feminină își întinde mâna către voi ca să vă cheme în acest proces de creștere, opt, transformare, da? Și spirala e o creștere, creștere spirituală, energia divină feminină, din voi, din univers, dacă, repet, faceți un pic de curat, vă oferiți această stabilitate emoțională, curățenie emoțională. În continuare, aveți becoming, devenirea. Dacă la un moment dat unii dintre voi trăiți o viață gri, plictisitoare, integrați, ce număr avem? 3 și 34. Prin comunicare, tot acasă, vă construiți o altă stabilitate sau o altă viață, 4, o altă viață, o altă casă, mult mai creativă. Ideea este că deveniți. Deveniți. Și ce deveniți? În acest proces de creștere spirituală și de grație divină în casa voastră, în casa voastră emoțională, în primul rând și apoi fizică, deveniți o cale sau un acces al vostru în primul rând și apoi al altora, către, dragii mei, becoming heaven, deveniți rai pe pământ. Și foarte interesant este că după acest becoming, da, devenire, apare heaven, raiul și shifting universes, universul care se schimbă. Și am zis bine, cum am zis și mă înfior, da, dacă, dintr-un punct de vedere, viața voastră acasă, că văd un 4, da, și un 3, felul în care comunicați acasă, că văd casă, tradiții, da? Tradiții și văd și casă, faetonul. Acasă, tradiții, cu oamenii pe care știți, aveți o viață aparent banală, în voi există un suflu creativ, o venă foarte verde, foarte productivă, care vă poate duce mai aproape de acest rai. Să vă creați raiul pe pământ, că deveniți. Eventual deveniți în această evoluție spirituală, deveniți sau veniți mai aproape de rai. Vă duceți mai aproape de rai și într-un fel sau altul și aduceți în viața voastră în felul în care vă manifestați, da? Anumite lucruri. Și am zis, se face o schimbare de universuri. Pentru cei care știți ce înseamnă manifestare. Dar pentru asta trebuie să alegeți, aveți alegerea. După o perioadă în care
Iar doi, eu doi iar înseamnă o alegere. În nimic există, există totul. Iar este un lac, iar este o atmosferă acvatică. Și simt că unii aveți senzația că nu se schimbă lucrurile, că nu evoluați, dar, dragii mei, evoluați în voi, într-o altă direcție. Se manifestă încet, încet sau mai repede, depinde, se manifestă, se face această schimbare și de energie și de universuri, mai ales pentru că în acest moment, în aparență stagnant, dar în nimic, nimic, aveți impresia că nu se întâmplă nimic, că viața voastră este banală, dar nu. În acest gri există o venă de viață, de potențial, da? În nimic există totul. Doar trebuie să faceți alegerea potrivită, să vedeți, dragii mei, unde era? Să vedeți în sinea voastră, în acest dans, da? Dans al sângelui. Uf, ce mesaje intense! Cum puteți face transformarea? Evident că unii, depinde și de ascendentul vostru, aveți niște transformări care vă afectează sănătatea, dar toate aceste lucruri, și o spun în experiență, sunt pentru transformarea, resetarea voastră. Problemele de sănătate prin care treceți, problemele de acasă, de la locul de muncă, vă afectează sănătatea, sângele, dar acolo trebuie să lucrați voi, da? Acolo trebuie să transformați. Da? 4 și cu 2, 6 este munca, este casa muncii. Trebuie să munciți pentru a vă transforma acest ADN, această moștenire pe care o aveți de la cei, ca să vorbim de casa 4, din familie, da? Din familie. E o moștenire genetică la care trebuie să lucrați. Ca să faceți schimbarea de universuri, să faceți schimbarea în viața voastră. Dacă ancestorii voștri au avut o viață, să zicem, banală, acum voi, lucrând în sângele vostru, în ADN-ul vostru spiritual și fizic, cum am zis, și spiritual și fizic, puteți să faceți schimbarea și să vă înviorați viața, să vă înviorați existența, starea emoțională, fizică și să aduceți raiul pe pământ. În primul rând să-l aduceți aici în suflet, că de fapt aici, aici trebuie să-l simțim în suflet. Raiul este aici pe pământ. Și apoi se va manifesta, evident, și după judecată și la nașterea a doua, da, pentru cei care știți niște lucruri, da, se va manifesta. Dar becoming heaven. Se apropie într-un fel sau altul cerul de voi, da? Și vă ajută să creșteți. Dacă până acum a stat în această cochilie, vine scânteia, vine scânteia și începe transformarea sau începe să manifestați acest, mi se pare un mesaj superb, acest rai. Din seria mesajelor de la îngeri, îmi pare rău, sau de fapt nu-mi pare rău, nu, n-are cum să-mi pare rău. Da, mă credeți, nu mă credeți, a apărut această carte. Am zis, cineva vă iubește. Că o spune, că nu spune, este treaba lor. Dar simte. Poate nici nu știți. Dar ce mai contează? Important este că cineva, măcar o persoană, vă iubește. Dar revin la acest I love you, la acest te iubesc. Ar trebui să adaug alt mesaj pe care nu știu dacă l-am adăugat de-a lungul timpului când a apărut cartea. În primul și în primul rând trebuie să vă ziceți vouă. Că a mai apărut totuși de-a lungul lunilor anterioare, da? Mai prin iarnă, mai prin toamnă. Dar în primul rând trebuie să vă ziceți vouă că vă iubiți. Ca să puteți să faceți aceste schimbări și transformări despre care am tot vorbit. Sunt cele mai puternice cuvinte care există. Și știm foarte bine că suntem influențați de cuvinte și, cum spunea o mare psihologă, cele mai importante cuvinte sunt cele care pe care ni le spunem nouă. Da? Noi trebuie să ne spunem că ne iubim. Și știu că unor peștișorilor le e greu. Aveți răbdare. Iar e un proces de transformare, cum am vorbit mai devreme, da? De la dacă ați stat în mol într-o viață gri, deveniți un lăstar de viață, o floare, la un moment dat, după multele încercări, este floarea de lotus, care trece prin foarte multe ca să ajungă la suprafață și să înflorească. Iar aveți 17, interesant, și aveți 17 și aici, 17, da, transformare,
8, casa 8-a scorpionului, trebuia să fac scorpionul, să vedem cum facem. Întoarceți-vă inima către lumină, întoarceți-vă către lumina, întoarceți-vă în voi către lumina aceasta interioară, către lucrurile simple, că de fapt asta e lumina. Lumina e albă, e simplă. Noi o complicăm în momentul în care o despicăm, în momentul în care trece prin prismă. Da? Și exprimați dragostea prin cadouri. Dacă aveți pe cineva care merită niște cadouri, bine, dar eu simt în acest moment, eu simt că cineva își dorește să își exprime dragostea față de voi prin cadouri, pentru că sunteți într-o legătură spirituală cu cineva, care legătură până acum a fost așa într-o stare de odihnă, de relaxare, de stand-by, dar, da, ia uite, de stand-by, lucrurile au fost mai profunde, the heart of the matter, decât, lucrurile au fost mai profunde, sunt mai profunde decât par la prima vedere, dar cineva trebuie să învețe să demonstreze dragostea și învață că nu degeaba v-a întâlnit. Nu degeaba v-a întâlnit. Și eu știu ce zic. Și bănuiesc că unii, sper că înțelegeți printre cuvinte ce vreau să spun. Mai ales că vorbesc despre zodia peștilor. Sunteți într-o legătură spirituală, comunicați, da? Comunicați telepatic cu cineva. Și acum, că acel personaj trebuie să se exprime și prin cadouri, foarte frumos. Că vă va spune aceste cuvinte, rămâne de văzut. Că poate doar se gândește și am zis, una e să se gândească și alta e să manifeste. Deocamdată sunt doar mesaje. Dar cel mai important este să vă iubiți pe voi. Că nu contează cine vă iubește, cel mai important este să vă iubiți pe voi. Și revin iar la cartea aceasta, oferiți-vă voi daruri. Oferiți-vă daruri. Întoarceți-vă privirea, inima către lumina din voi. Către lumină în general, către Dumnezeu. Către Marele Preot este o figură spirituală, da? Întoarceți-vă privirea către lumină și oferiți-vă daruri. Și dacă este vorba totuși să oferiți și altora, simt că acest mesaj se poate interpreta prin o ofertă a darurilor divine pe care le primiți, da? Înțelegeți? Oferiți din darurile spirituale. Dacă asta face ea, prin grația ei, acest personaj oferă sau invită și pe alții la creștere, la introspecție, la dezvoltare personală. Da? Lucrul care în aparență pare simplu, dar nu e chiar așa de simplu. Dar cel mai important este curățenia emoțională. Da? Punctul de lumină la care trebuie să ajungem. Din seria celorlalte cărți, a vrut să se arate valetul de spade. Dacă unii aveți de-a face cu cineva în semnul berbecului, în general, că e mai matur, sau leu, sau săgetător, poate să varieze. Este un mesager creativ, pasional, în general exprimă pasiune, atractivitate, sexualitate, că sunt bâte, da? Dar nu e vorba numai de sexualitate, e vorba de o energie foarte inovativă, originală. Cineva care se exprimă original. Că sunteți voi, că e altcineva, a apărut doar o carte. Eu zic că ar putea să fie și energia voastră de a începe ceva. Este o carte a începutului, este un 1, nu e as, e valet, deja se manifestă în 3D. Nu mai este asul care se manifestă într-o altă dimensiune. Ați primit inspirația, acum deja puteți să începeți într-o nouă direcție, da? Ați primit scânteia, acum puteți să generați și focul și creativitatea din tot ce ați acumulat și tot ce ați învățat. La capătul setului de cărți aveți un mare preot, iar legătură spirituală, spiritualitate, tradiția, religia, bine, spiritualitatea nu e aceeași cu religia, dar o figură autoritară. Acum, că sunt două personaje diferite, văd că apar două personaje diferite. Una e mai impulsivă, mai hectonică, mai pământeană, mai sexuală, cealaltă e spirituală, evoluată. Da. Apare semnul leului, al taurului, al racului. Dacă asta vă spune ceva, apare și semn de foc. Iar pentru mine mai puțin contează, deși și eu să zic că aș fi inclus în aceste mesaje, dar încerc să fac abstracție de mine și să citesc cărțile așa cum le simt. Simt că este o idee care poate fi dusă mai departe, dar poate fi dusă mai departe cu credință, cu înțelepciune, cu autoritate, cu o luptă cu cu tendințele pământene, o luptă care ne transformă opții, transformare, da? Și ne crește spiritual.
Și în momentul în care ne temperăm față de anumite tentații, poate să fie ispite, noi creștem spiritual, avem infinitul aici, avem marele preot și ne adunăm forțele să mergem către destinul nostru, ne înțelegem capacitățile, da? Becoming heaven. Și suntem în stare să luptim sau sunteți în stare să luptăm cu concurența, să alegem, că era vorba de o alegere dintre toate opțiunile, să alegem sau să alegeți independența. Independența. Mare, mare grijă în preajma cui stați, pentru că există, o să vă mai dau un mesaj, există o energie toxică în preajma voastră, cineva care vă minte, de care trebuie să vă vindecați. Un personaj de care, iar, manipulatorul și îndrăgostiții. Un personaj de care v-ați simțit atrași, dar această atracție v-a păcălit pentru că, de fapt, nu era un îndrăgostiți, era diavolul. Era o obsesie a cuiva, a voastră, nu contează cui. Unii dintre voi aveți de-a face cu un taur, unii cu un leu, alții cu un rac, alții, am zis taur, am zis sau fecioară, sau capricorn. Mare grijă pe cine lăsați în preajmă. Posibil pentru cineva semnul de pământ să vă creeze dependențe sau să aibă tendința să fie dependent de niște adicții și să vă creeze confuzii. Există posibilitatea unii dintre voi să aveți niște confuzii față de cineva, semn de foc, berbec, leu, săgetător, care este conflictual, care este gelos. Oh, da, este gelos. Acest personaj, dacă e un personaj, este gelos. Dar, cu răbdare, puteți să mergeți către creșterea voastră spirituală dacă vă temperați. Hai să vedem. Acum. Încă se descarcă ultima înregistrare. Haideți să vedem. Peștișori. Un cuplu. Ia să pun un pic de pauză. Ia. Da, 95 de minute mai... de 95% descărcare iau de peștișori. Peștișori în cuplu. O dată, de două ori, de trei ori. Așează-te. Uf. Peștișor, să zicem. Fost foarte, foarte dezamăgiți. Valetul de cupe, șapte de cupe. Ați sperat, ați visat la cineva și v-ați ales cu inima frântă. Dragii mei, oferiți-vă, am zis, valetul de cupe poate să ofere un I love you, da? Niște scuze frumoase, poetice. În primul și în primul rând, oferiți-vă vouă această vindecare, această declarație de dragoste. Vă iubiți chiar și cu răni, chiar și cu riduri, chiar și cu părul cărunt. Nu contează ce spun ei. Iubiți-vă frumos, nu egoist. Și știu că puteți să o faceți. Decepționați, răniți. Trei de cupe, eremitul, cinci de monede, asul de cupe. Iar asul de cupe poate să-mi spunea, a fost un triunghi, ați v-ați bucurat de cineva și ați rămas în fric și în ceață. Da? În fric și în ceață v-a lăsat, dar această lăsare a fost o lecție spirituală. Ia uite, aici sunteți voi în continuare. No problem. No problem. Ce dacă mă lași? Mă iubesc, Marea Preoteasă, semnul peștilor, asul de cupe, semnul peștilor. Mă iubesc așa cum sunt, oricum știu mai multe decât tine. Dacă atâta știi să mă lași în fric și în ceață, nicio problemă. Eu am la cine să mă conectez, mă conectez la divinitate, mă încarc de alte energii. Pentru un într-adevăr, o fi fost o poveste de dragoste în secret cu un semn de pământ care v-a pus într-un trio și v-a lăsat de izbeliște, cel puțin în această perioadă și v-a lăsat cu ochii în ceață, așa se zice, da? Cu inima frântă, haideți mă, nu vă mai frângeți inima pentru... Da, e neplăcut. Dar, repet, eu mă iubesc pe mine.
Marea preoteasă astfel de cupe, aici, oferiți-vă această dragoste. Oferiți-vă, hai să pun în așa fel încât să vină astfel de cupe către Marea preoteasă. Oferiți-vă voi această cupă, acest sfânt graal, din grația voastră pe care o aveți în această energie superbă, oferiți-vă vouă cele mai frumoase declarații. Casă, becoming, ce? Heaven, heaven, să schimbați energiile. Da, schimbați energiile, dacă aici este o inimă frântă. Știți, am pus o poză pe Facebook. Cei care îi fac pe ceilalți fericiți sunt cei mai răniți. Sunteți răniți? No problem, pot să mă vindec. Mai aveam un citat care îmi plăcea foarte mult. Am fost doborâtă de 1000 de ori. De 1000 de ori a încercat oamenii să mă distrugă. Ei, tocmai bine că de 1000 de ori știu să mă vindec. Da? Și asta faceți. Și înainte să oferiți vindecarea altora, pentru că aveți experiență, în primul rând oferiți-vă vindecarea vouă. Acum, că vorbim despre peștișori în cuplu. Aveți asul de bâte, că aveți de-a face cu un semn de foc, berbec, rac, nu berbec, rac, poate are planete în rac, interesant, poate are acest berbec planete în rac, că nu degeaba voi fi zis, berbec, leu, săgetător, taur, fecioară sau capricorn, gemeni, balanță sau vărsător. Haideți să vedem variante. Dacă aveți de-a face cu un semn de foc. Aveți pasiune, aveți atracție fizică, evident că astfel de bute, asta înseamnă atracție fizică, este un simbol falic, multă sexualitate că vorbim de cuplu totuși, da? Puteți să faceți bani împreună, puteți să creșteți, nu înseamnă o creștere, da? E o evoluție, să creșteți spiritual, dar mare grijă pentru că din când în când s-ar putea să rămâneți singurei, noi, o persoană singură, nu e 10 cuplu, chiar dacă vorbim de cuplu, singurei, pentru că posibilor le place să mai plece de acasă, să evadeze, pleacă de acasă sau se duc la alte case. Ne, așa am simțit, așa vă zic. Există cineva care fuge în această relație, din când în când. Că sunteți voi, că sunt ei, nu-i treaba mea să judec, eu vă arăt ce cărți au venit, da? Din acest motiv a apărut 9, nu 10. Da? Nu-i stabilitate așa cum ați vrea. Pentru că cineva mai pleacă. Acum ar mai fi altceva, alt mesaj. Dacă vreți să începeți un proiect, că sunteți în cuplu și aveți o idee, da? Am văzut și valetul de bâte. Începeți acest proiect pentru că în timp, 9, poate chiar în septembrie, oprește-te mura, e 9 septembrie, să aveți niște reușite în această direcție creativă, în care puteți să faceți bani. Dar mare atenție, dacă vreți să generați cele mai frumoase reușite în această colaborare berbec cu voi, da, sau alt semn de pământ, care are planete în semn de foc, dacă vreți să aveți succes împreună, trebuie să fiți foarte atenți la mincinoșii din jurul casei, din jurul cuplului. Aveți oameni care vă mint, prieteni, bârfe. Mare grijă ca să nu vă descurajeze. Și mare grijă să... ar mai fi, pentru că există și o altă variantă frumoasă. Dacă vreți să faceți bani împreună, în cuplu, că există și varianta asta, acest potențial, gândiți o strategie cum să vă câștigați o strategie, cum să intrați, găsiți-vă nișa în afaceri, un plan de afaceri, ăsta e un plan de afaceri bani, care vă duce către succes. Dacă, asta vezi, v-am dat destule mesaje, da? Dacă aveți de-a face cu un semn de pământ, relația este foarte sexuală și pasională. Dacă aveți de-a face cu un semn de foc, vreau să zic, dar probabil care planetă. Dacă aveți de-a face cu un semn de foc, semnul de foc are tendința să fie mai singuratic. Sau voi veți fi din când în când singurei în această relație cu semnul de pământ, dar aveți, să zicem, reușite. Vă continuați drumul, da? Nu metruat. Dacă aveți de-a face cu un semn de aer, în această perioadă există jocuri mentale, există fugi
Mura, oprește-te. Da, nu te supăra, dar și tu ești enervantă. Există fugi de acasă, din cuplu, minciunele, măști. Asta e. Acum, hai să vedem. Peștișor singuri? Da, asta e. V-am pus un pic mai înaintea rândului pentru că ați așteptat destul de mult. Nu m-am simțit bine, n-am putut să fac la timp. Aș fi vrut să fac la timp. Și sper să înțeleagă și celelalte zodii. Să nu se mai supere. Ați avut un semn de pământ care va încerca să vă atragă atenția. Peștișor singuri. Nouă de monede iar apare. Ceva ce ține de septembrie, când ne facem etalare pe august-septembrie. Nouă dragoste, da? După ce ați fost izolați, ați fost în tăcere față de cineva, vine această nouă dragoste. Comunicare cu voi după o perioadă de stagnare. Vă regăsiți pasiunea. Vă regăsiți pasiunea și munciți. Foarte posibil un semn de foc. Să vă spioneze la locul de muncă, avem valeți, doi valeți de spade și de băte. Da, să vă spioneze la locul de muncă. Tic. În fine. Așa am simțit mesajul. Deci, de trei ori. O dată. Peștișor singur. De două ori. Așează-te. De trei ori. Okay. Oh, Marea Preoteasă. Yes. Super! Yes! Da. Aveți inima frântă. Sunteți supărați, plângeți, poate chiar depresiv, poate unii chiar bolnăviori. De atâtea decepții. Dar apare valetul de monede. Și apare în etalare și asul de monede. Clar că cineva vă va face o ofertă, o discuție practică, deși are multă pasiune, cavalerul, da? De bâte. Dacă are multă pasiune, să se rețină un pic, pentru că voi vreți o discuție practică. Nu doar pasiuni, că ați mai avut pasiuni. Uf. Probabil personajul acesta este foarte frumos. Apare și la Venus. Da, Venus în Fecioară. Imediat citești și cărțile, da? Probabil acest personaj este foarte frumos, atrage atenția și din cauza asta se manifestă ca un playboy. Împărăteasa și playboy. Păcat. Playgirl. Păcat. Pentru că dacă se manifestă așa, nu va exprima dragostea de care e în stare, pentru că împărăteasa poate să iubească profund. Dar dacă se concentrează doar pe frumusețea ei și pe ce poate să ofere fizic, nu va mai oferi emoțional, pentru că se obișnuiește să ofere fizic. Da? Ei, și se creează un stres mental. 8 de spade. Da, cineva nu se deschide. Dar să zicem că aceste povești deja le-ați experimentat. Deja le-ați experimentat pentru că regele de cupe, semnul de apă, a fost pus în aceste cercuri mentale, karmice, în care a fost provocat să se transforme emoțional. Din cauza acestor oameni care nu au arătat dragoste, ci au arătat mai mult pasiune și cât de frumoși sunt, da? Dar voi vreți acum comunicare practică și chiar și așa, dacă va fi, vă gândiți bine. 4 de cupe, sunteți selectiv pentru că nu mai vreți dezamăgiri. Acum, la capătul setului de cărți, singurei și 9 de monede este singură, mai ales femei, văd că apru două femei, probabil că etalarea e mai mult pentru femei, și Marea Preoteasă este singură. Dar apare o ofertă, deocamdată se întâmplă în 5 de astral, energetic. În cât timp? Poate în septembrie, că tot avem septembrie. Poate pe 2 septembrie, interesant, începe să se manifeste această ofertă de bani, Doamne ajută! De bani! Ah, foarte interesant! Dacă sunteți singurei,
Și cineva vă face o ofertă de relație, 9 și cu 1, 10, 10 înseamnă cuplu, cuplu puternic. Probabil că cineva o să vă facă la un moment dat o ofertă. Acum că acest cuplu puternic poate să fie și în business, pentru că 10 de monede poate să ține de job, de business, poate să ține și de cuplu sentimental, iar variază. Sincer, aș prefera cea de business. În mijloc, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă care poate să manifeste orice vrea. Și bani și spiritualitate. Interesant că seamănă cu grația ei. Her grace. Da? Tot pe albastru, tot pe albastru și alb. Da? Tot forme lunare are și spirala. Sunteți voi. Vă țineți în secret toate puterile. Și bine faceți. Nu trebuie să știe toată lumea ce putere aveți, ce cunoștință aveți. Un mesaj special pentru singurei. Da, știți și binele și răul. Interesant. Știți că vă este... ce mesaj, ce stăream. Vă este bine dacă sunteți singure și aveți succes și aveți banii voștri. Mai mult sau mai puțin important e să fiți voi bine cu voi, să vă iubiți, cum am zis la început. Vă ziceți, vă iubesc, te iubesc. Te iubesc peștișor așa cum ești. Că ai făcut, ai reușit multe în viață. Încă ești frumoasă sau frumos, prin câte ai trecut, prin câte dezamăgiri ai trecut, încă ești frumos, frumoasă. Da, sunt bine. Și totuși, un mesaj. Și totuși, e bine, dar e o umbră peste acest bine. Ca să vă bucurați în deplin totuși, să vă bucurați de această zonă de lumină, nu zonă de umbră. Probabil unii nici nu știu, mister, nici nu știu cum stați voi cu banii, cu reușitele, cu succesul, poate unii nici nu știu. E o zonă de umbră. În lumină aveți acest potențial. În lumină știți că totuși mai bine cu cineva. Sper că ați înțeles diferența, da? Aveți în spate două potențiale. Amândouă foarte frumoase. Sunteți bine și singuri, dar mai bine cu cineva. Care, evident, vă oferă stabilitate, vine la portiță să vă zică, eventual, I love you. Bine, mai creez și eu, dar să sper că această creație se va manifesta. Este frumos. Probabil pentru unii această ofertă, asul de monede, se va face în secret. Va fi o ofertă în secret, o întâlnire în secret. Că sunt ei de succes, că sunteți voi, eu zic că și voi sunteți de succes, nu doar ei. Posibil pentru unii succesul lor să fie mult mai pământean, da? Mult mai măsurat în bani, în conturi, în bancă, în mașinuțe și hăinuțe. La voi succesul să fie măsurat în această putere de a schimba universurile din jurul vostru, din voi și de a vă apropia de ce? De cer, da? De cer, de rai. Aici este succesul vostru, mai puțin măsurabil din punct de vedere terestru sau pământean față de a lor. Asta în cazul în care acest 9 de monede nu sunteți voi. Gata, am vorbit mult. Haideți să trecem. Peștișori în relație cu celelalte zodii. Ia să fac o pauză aici. Dar m-am uitat să văd dacă s-a descărcat ultima etalare. Ca să pot să închid eu calul meu acest. Ia, se și vede, da? Okidoki. Acum, putem să facem etalarea calmă, în liniște. Deci, peștișor și alte zodii, dragii mei. Dragii mei. Ia. Peștișor și de ce am zis rac? Iar am zis, trebuia să zic berbec. Deci aveți de-a face cu un berbec care are planete în rac. E a doua oară când zic. În loc de berbec, zic rac. Dar nu e berbec cu planete în rac sau care are planete în casa a patra sau vă pune planete în casa voastră a patra. De trei ori odată, de două ori, peștișor cu berbec. De trei ori. Trei de cupe. Cavalerul de spade. Regele de spade. So what? Peștișor am zis. Peștișor. Trei de cupe. Teoretic ar trebui să fie întâlnirea cu sufletul pereche, da? Cele două suflete se întâlnesc într-unul. Ați fi putut, ați putea, ați fi avut acest potențial.
Oh. Dar unul dintre voi este foarte glaciar și trebuie schimbată. Trebuie schimbată atitudinea pentru că altfel, da. Unul dintre voi este foarte rece. Nu știu de ce nu cred că sunteți voi, regele de spade. Și la mijloc apare cavaler de spade. O comunicare care nu este deloc plăcută sufletului vostru, nu este plăcută nici potențialului pe care îl aveți. Ați putea să vă bucurați. Ați putea să vă bucurați de acest potențial, însă, deși avem semnul berbecului, se manifestă ca un semn de aer. Vrea să fie în control mental. În primul rând, nu-și arată emoțiile și comunică destul de dur. Când comunică, nu o face cu prea multă empatie. Nu o face cu empatie. La capătul setului de cărți aveți valetul de monede. Dacă vreți să continuați situația, este alegerea voastră, se va dezvolta greu pentru că există o atmosferă toxică, da? Ego. Văd ego și aici, văd ego și aici. E ego-ul cuiva. Clar, cu acest valet de, nu valet, rege de spade. Chiar dacă vorbim de berbec. Posibil că aici este adicția cuiva de a se juca mental cu celălalt. Ei, so what? Da? Văd că au fost, ia uite, lună, 9 de cupe, dezamăgire periodică. Lună și 2 de bâte, iar semn de foc, semn de apă. Tot ați încercat în acest mister să vă alegeți o direcție, dar periodic se revine la fugă, la minciuni, la măști, da? Și iar la tăcere. Periodic, am senzația că e periodic, așa văd cărțile. Ba, e bine, ba, vă simțiți plini de emoții, fericiți, ba, se trece la un joc mental, la ceva și se schimbă atmosfera. Dar, no problem, voi sunteți puternici. Toate aceste experiențe vă face mai puternici. Voi vă temperați, învățați să vă temperați această natură, că ei nu știu, sărăcuții. Din când în când îi mai temperați și voi, dar, dacă ei nu vor, nu e nimeni de vină. Ideea este că ca să se manifeste ceva frumos, ca să se manifeste acest trei de cupe, trebuie să transformați totul, da? Să moară situația și să se nască, da? Aveți și moartea și zero și nebunul, care de fapt e zodia berbecului uneori, da? Poate aveți și planete în scorpion unii dintre voi. Dacă vreți să transformați aceste jocuri mentale, unul este extrem de profund, altul este extrem de imatur. Emoțional. Da, o fie inteligent, dar nu e suficient să fii inteligent dacă n-ai și inteligență emoțională, spirituală, practică. Voi aici sunteți în puterea voastră, dragii mei. Este în puterea voastră, Marea Preoteasă, dacă vreți să oferiți în continuare emoții cuiva care ar putea să. Așa simt, cel puțin o perioadă, până nu se transformă acest personaj, de fiecare dată când oferiți ceva, se va ajunge la codependențe, la obsesii, la adicții, da? Dar e în puterea voastră, în puterea voastră, dacă mai oferiți acestei situații ceva, sau mergeți mai departe către destinul vostru. Alegeți. Mergeți către construcția voastră practică, financiară, către stabilitatea voastră, către reușitele voastre. Trei de cupe, evident că poate să însemne și un potențial triunghi amoros, dar deocamdată n-am văzut, deși am văzut diavolul, sunt adicții, sunt obsesii, însă cred că este mai degrabă ego-ul cuiva, dorința de a controla mental și trei de cupe pot să fie prietenii unuia care influențează relația. Pentru că trei de cupe înseamnă și prieteni. Cuiva îi pasă de imaginea publică. Dragii mei,
Ce imagine publică? Rece ca gheața? Hai să rămân așa cum o rămâne. Okidoki. Peștișori și tauri. Cât am vorbit? Mamă, cât am vorbit. De trei ori. Ce să mai zic? Asta, doi de spade. Taur a apărut, da? Ce mișto. Doi de spade. Taurul. Ia uite, transformare radicală. Radicală. Ia uite, și acesta are momente când, când este entuziast, are momente când este glaciar. Eventual are de-a face cu cineva care este așa, glaciar. Ok, de trei ori odată. Nu. Ce să mai zic? Da. Peștișor cu taur. Ia uite, trebuie să vă vindecați. Voi, 9 de cupe, dacă vreți să mai sperați în voi, să vă puteți spune că vă iubiți, trebuie să vă vindecați. În acest moment, comunicarea este foarte banală. Comunicare trebuie să aleagă unul dintre voi. Bănuiesc că voi trebuie să alegeți. Sau ei. Voi știți. Este un moment de alegere, de conectare la intuiție. Regele de monede. Are bani, ok. Are stabilitate. Poate unii au și un statut social deosebit. Au o poziție socială, politică deosebită în viață. Dar vă consumă această situație pentru că nu comunicați de la suflet la suflet. Cum cel puțin eu simt că acest personaj este închis, închis emoțional. Voi ați simțit atracție, ați simțit pasiune, da? Regele de băte, regele de cupe. Dar sunteți în lacrimi pentru acest personaj care îmi pare rău fără. Asta e. 10 de băte înseamnă căsătorie epuizantă, apare soțul, că poate nici nu știți că e soț. Da? Și în continuare, regele de cupe, voi, care plângeți după acest semn de pământ, iar căsătorit, are în secret această... Voi nu știți că în secret este această căsătorie. Da! Ar mai fi și varianta că în secret este căsătorit și dacă știți, tot în secret voi sunteți, Marea Preoteasă e semnul peștilor, voi sunteți bucuria lor în secret. Dar veți rămâne un secret și nu cred că asta vreți. Vreți să schimbați lucrurile. Da, cineva vrea să controleze. Da, am zis. Deci acest personaj foarte posibil să fie căsătorit sau să aibă multe responsabilități la job, dar am văzut deja și varianta că ar putea să fie căsătorit și voi să nici nu știți. Și dacă știți, ce faceți? Pentru că Marea Preoteasă este o persoană care își cunoaște valoarea, dragii mei. Este misterioasă, dar nu poate să fie secretul nimănui. Da? Marea Preoteasă își asumă singurătatea, dragile mele. Și dragii mei, dacă sunteți secretul lor, las, nu mai fiți. Ești cu gemeni. Odată, de două ori, de trei ori. Pești cu gemeni odată. Așează-te. De două ori. Pești cu gemeni. De trei ori. Trei de monede. Nebunul. Șase de cupe. Pentru unii poate să fie un triunghi la locul de muncă. O nebunie. O nebunie. Nebunul la locul de muncă. Ați vrea să săriți în direcția aceasta pentru că îi vedeți într-un mod deosebit, da? Dar este un risc. Simțiți într-adevăr o legătură foarte profundă cu ei. Este o legătură profundă, dar sunt diferențe destul de mari. E cuadratură, evident, diferențe mari. Ați dori o împăcare, ați dori să o luați de la zero și să vă împăcați. Eventual ați dori să o luați de la zero și să vă bucurați de o relație frumoasă, așa, la modul ideal. Cavalerul de cupe, 7 de bâte, ia uite, 6. Deci acest semn de aer vă pune să așteptați. Posibil să mai aibă un semn de foc în preajma lor, da? Posibil să mai aibă un semn de foc în preajma lor, dar deocamdată nu e obligatoriu. Da? Poate sunt concentrați pe a ieși în evidență, pe alte lucruri. Dar vă pune în așteptare. Și această așteptare creează un dezechilibru intoxicant.
Probabil are tendința să facă jocuri mentale. Evident, nu pentru toată lumea este această etalare, dar pentru unii este. Și atunci voi trebuie să învățați, ori ei sunt foarte defensivi pentru că se intră într-un triunghi. Se intră într-un triunghi. Și trebuie să învățați, cavalerul de cupe, să mergeți, repet, către o nouă direcție, nebunul. Acum, haideți să vedem alt mesaj. Central, aveți nebunul. Am zis, da? Credința că puteți o luați de la zero, împreună. Dar pentru asta trebuie să comunicați trei, da? Casa gemenilor, să comunicați constructiv, să construiți, să vă lăsați inspirați în această construcție și să vă simțiți unul pe celălalt. Eventual, dacă vreți să construiți împreună, trebuie să lăsați în spate niște amintiri. Și iar revin la aceste comentarii, la aceste cărți. Cavalerul de cupe este defensiv. Semnul de... Unul dintre voi, nu mai zic care. Unul dintre voi este defensiv. Pentru că există acest dezechilibru. Există un triunghi, există niște probleme financiare care trebuie lucrate. Acum, nu zic musai că regina de spade este toxică, iar acea a fost o variantă. Spun că acest dezechilibru este toxic. Că regina de spade poate să nu fie nici semnul gemenilor, nici semnul de apă. Poate să fie cineva care vă influențează verbal și mental într-o direcție negativă. Și această influență mentală, ca să nu zică cineva că am ceva cu gemenii, nu, eu citesc cărțile și cărțile se pot citi în multe feluri și e etalare colectivă și încerc să vă dau mai multe variante. Pentru că sunteți diferite generații, da? Și veți manifesta diferite aspecte. Da? Ei, și această influență mentală negativă care vine din partea cuiva pe calea aerului, a spadelor, vă pune în așteptare. Poate să fie, dragii mei, această influență poate să fie chiar cineva în semn de foc. Poate. În mod particular, leu, berbec, săgetător, evident. Și ca să renașteți acest potențial de dragoste, trebuie să iertați niște argumente, ego-ul cuiva, iar posibil semn de foc. Semn de foc. Sau neapărat. Că avem și aer, avem și foc. Repet, variază. Există aceste potențiale. Vă rog frumos, integrați-vă. Mesajul este foarte general. Da? Dacă l-ați ascultat, cu siguranță că trebuia să-l ascultați și să meditați la el, să vedeți din partea cui vine acest mesaj. Nu doar din partea mea, evident. Da? Unde se manifestă toate, sau nu toate, măcar o parte din aceste mesaje. Unde se manifestă? În viața voastră. Pentru că trăim aspecte de tranzit diferite. Dacă la un moment dat gemenii cu peștii au fost bine o perioadă cândva, acum alți gemeni cu alți pești nu sunt bine. De-aia zic. Și știu. Pești și rac. Probabil că pești și rac. Unul dintre voi are planete în gemeni. Deci pești și rac de 3 ori odată. De 2 ori, așează-te, pești și rac. De 3 ori. Regele de bâte, lumea, valetul de bâte. Pești și rac. În primul rând, unii dintre voi sunteți la mare distanță, apare lumea centrală. La mare distanță să fiți unii de alții. Există într-adevăr atracție, chimie, valetul de bâte reprezintă pasiune, valetul și regele de bâte și valetul de bâte reprezintă pasiune. Poate acest personaj să aibă planete sau voi sau ei,
A, fiind drac, poate are planete în leu, fiind bești, poate aveți planete în berbec. Însă, relația pentru majoritatea este la distanță sau este o lecție care trebuie restructurată, reînvățată, învățată, trebuie învățată. Unul dintre voi are într-adevăr autoritate. Și îl vede, probabil că e diferență de vârstă între voi. Și îl vede pe celălalt imatur, dar știți cum e că interesant mesajul. În această situație, în această relație, cred că sunteți într-o oglindă. Ceea ce vede celălalt în cel din față este o latură a sa. Dacă vede imatur, probabil că este imaturitatea sa. Dacă văd autoritar, probabil că voi aveți o latură a voastră autoritară. Însă aveți bătăi și bătăile astea se pot exprima creativ. Dacă vreți împreună, puteți să faceți niște lucruri foarte creative, că e casa a cincea pentru cei cu ascendent în drac. Ascendent în rac, probabil cineva are ascendent în rac. Pentru cei cu ascendent în pești, casa racului e casa a cincea, creativitățile a copiilor. A copilului. Puteți și aveți aici, da? În soare, puteți dacă reînvățați lecția și o aplicați altfel, puteți avea și copii împreună, copii, da, vale de bâte și proiecte frumoase. Dar deocamdată, în august, există un secret. Există un secret posibil pentru cineva. Există un alt personaj, semn de pământ sau mai puțin, un alt personaj. O altă doamnă singură care așteaptă la distanță, așteaptă în singurătate. Și se dorește o împăcare, se dorește o comunicare, însă aveți foarte mult de vindecat, foarte mult de vindecat. Dacă vreți să aveți stabilitate împreună, dacă vreți să rămâneți un cuplu puternic, aveți foarte multe de vindecat. Temperanța, steaua, amândouă vorbesc de vindecare, de credință, așteptare, da? Și ancorare în spiritualitate. Voi trebuie să aveți speranță că această legătură spirituală cu răbdare poate să ajungă la stabilitate, dar, repet, trebuie să vindecați. Să vindecați un ego. Acum, scuzați-mă, da, dragii mei, îmi pare rău. Sper că mă auziți. Sper că mă auziți. Asta e. Deci, acum va urma pește. Cuce. Pești cu leu. Pești cu leu. La mijloc apare semnul racului. Dar avem semnul berbecului. 6 de bâte. Dacă vreți. Este o. Oh, și aici sunt dezamăgiri. Și aici sunt dezamăgiri. Da. Ați tot avut credință. Ați tot avut credință că dacă comunicați în casă, 4 de bâte, veți schimba ceva. Ați tot încercat să munciți pentru această dezamăgire cu acest semn de foc. Ați încercat să munciți. Dar mai devreme sau mai târziu se ajunge la această răceală. Probabil că la un moment dat nu mai este de lucru. Unul dintre voi posibil să își dorească atenția, victoria cu orice chip. Și dacă așa este, voi lăsați deoparte experiențele negative și mergeți cu încredere, cu încredere. Riscați într-o nouă direcție. Riscați într-o nouă direcție care vă aduce mai aproape de destinul vostru.
Și acum că puteți să lăsați memoriile, amintirile negative, că nu le lăsați, luați-le cu voi, dar plecați. Dacă vreți să aveți victorie în viața voastră, plecați într-o nouă direcție. Faetonul și nebunul. Asta pentru că văd un cuplu care a trecut prin multe dezamăgiri. Da? Multe dezamăgiri. A trăit niște visuri alături de acest personaj și v-a atras atenția, că așa fac lei, atrag atenția. Poate chiar leul să caute să meargă într-o nouă direcție. Este foarte posibil că sunteți voi, că sunt ei. Asta e important, este că central este faetonul și voi trebuie să vă găsiți direcția voastră cea nouă, trebuie să vă găsiți destinul. Sper să nu fiu deranjată. Pești cu fecioară. De trei ori. O dată. De două ori. De trei ori. Șase. Pești cu fecioară. În primul și în primul rând, 7 de bâte, energie defensivă. Vă luptați. Vă luptați în această etalare, în această situație. Trebuie să vă vindecați voi, regina de cupe. Trebuie să vă vindecați și să mergeți mai departe. Aveți un semn de aer. Ori ei au un semn de aer în spate de care se apără, ori voi. Sau un stil de comunicare care trebuie schimbat. Însă, repet, central este o energie defensivă. Și această energie defensivă este urmată de nebun. Da? De credința că într-o altă direcție va fi mai bine. Sau dacă o luați de la zero, va fi mai bine. Că o luați de la zero împreună, coloa separat, iar variază. Da. Ia uite. Găsiți-vă fericirea în altă parte, pentru că aici, dragii mei, din păcate, dacă încercați să creați ceva nou, asul de monede, apare ego-ul cuiva în joc. Ori un semn de aer se va băga între voi, ori este ego-ul, jocul mental, cuvinte grele vor fi spuse. Da? Aici se nu fecioare, nouă de monede. N-am nimic cu fecioară. Dar iar apar conflicte, nevoia de vindecare. Și voi aveți tendința să vindecați pe cei cu care aveți de-a face, dar vindecarea e lor. Vindecarea lor. Pești și balanță. Scuzați-mă. 6 de monede apare balanță. Deci, pești cu balanță, a apărut balanță, da, interesant. Dar este o situație dezechilibrată, foarte posibil. Să mai fie altceva în joc. Ori nevoia de a face bani, ori o altă persoană. Pentru asta trebuie să fiți puternici, pentru că în secret există ceva. Ia uite. Există un cuplu. Există niște minciuni. Atracție există, dar există și fufilări. Cineva fuge. Ia. Deci balanță. De trei ori odată. De două. De trei ori așa. Argumente. Conflicte. Jocuri mentale. 8 de pute. Mergeți mai departe, dragii mei. Mergeți către nouă, către spiritualitate. Tindeți către cer, către creșterea voastră spirituală. În acest moment, nu comunicați corect. Nu comunicați corect. Foarte posibil, mai este o altă variantă.
Ați avut niște tăceri, niște confuzii, multă pasiune, multă atracție, dar acest capitol trebuie încheiat. Unul dintre voi vă așteaptă, unul dintre voi așteaptă să creați un cuplu stabil, unul dintre voi așteaptă să creați un cuplu stabil și vrea să comunice cu fiul semnul de aer că sunteți voi iar, să comunice despre această nouă etapă în viața voastră. Dar, foarte posibil, cândva să fi fost o altă persoană, a treia persoană seducătoare care a distras atenția uneia dintre voi și v-a pus la un dat într-o tăcere. Însă, da, trebuie să fiți defensivi, să vindecați aceste trădări, acest ciclu, să-l depășiți și dacă vine balanța cu o ofertă de bani, cu o ofertă stabilă, cu o ofertă de echilibru, cu o ofertă de a merge mai departe, de a transforma relația, opt de transformare, da? Prin comunicare pasională, frumoasă, spirituală, dacă vine, mare grijă că pentru unul dintre voi se va manifesta ego. Ori unul dintre voi nu vrea să ierte, ori celălalt vrea să câștige cu orice preț. Asta e. Pești și scorpion. De trei ori odată. Ia uite. De două ori. Așa de pești și scorpion. Ce să mai... Multă pasiune a fost între voi doi. Multă pasiune. Dar ceva nu merge. Ceva s-a întâmplat. O tăcere care trebuie... Unul dintre voi își dorește renaștere. Asta e Marte, asta este Pluto, da, Scorpionul. Poate fi pasional, evident. Dar iar apare Scorpionul. Au fost niște tăceri, a fost un moment de decizii. Probabil unul dintre voi are planete în balanță sau pur și simplu a trebuit să aleagă. Dar transformarea trebuie să aibă loc în direcția vindecării, a dragostei profunde care poate să existe între voi. Și a comunicării despre acest ideal, despre acest potențial. Trebuie să învățați să lăsați în urmă decepțiile și unul și celălalt și să luptați pentru această victorie. Faetonul, aveți puterea să aveți victorie împreună. Puteți să aveți victorie împreună, însă în acest moment unul dintre voi plânge, regretă un trecut. Că trecutul acela are legătură cu voi sau cu altcineva, iar poate să varieze, dar acum este o energie tristă, depresivă. Posibil cine plânge a trecut prin foarte multe și nu se poate deschide și totuși împreună puteți avea victorie. Dacă vă învățați să vă apărați, 5, casa 5 a leului a inimii, inima, puteți să aveți victorii, puteți să aveți victorii. Sunteți un pic, e provocatoare deocamdată în această perioadă, relația, e provocatoare. Pești cu scorpion. Și peștii și scorpioane au tendința să se gândească prea mult în trecut, da? Și să nu vadă cele două cupe. Voi doi puteți împreună să vă uniți cu victorie, repet. Dacă reușiți să faceți acest lucru, apărați-vă, protejați-vă, noua victorie, teritoriu, inima. Pentru că singura variantă de transformare este prin dragoste, prin vindecare. Vă puteți vindeca unul pe altul. Dar vindecarea înseamnă mult, este proces care durează. Trebuie transformată această pasiune. Pești cu săgetător. Te trebuie de dată. Oh, de două. Okay.
aventură cu săcitătorul care a dus la decepții. Ia uite, semnul de foc. Care fuge, se fofilează în alte direcții, dar, da, în alte direcții, dar voi învăța să fiți puternici. Voi învăța să fiți puternici. Probabil că mai are legătură cu un semn de pământ, poate chiar are o legătură cu un copil, cu un semn de pământ pentru unii dintre voi. Atracția a fost. Mai este și acum în valetul de gâte. Mai este atracție. Vă completați din niște puncte de vedere. Însă, puteți să aveți victorie. Dar, eu simt altfel. Victoria asta se câștigă cu prea multe eforturi. Eu simt că trebuie să alegeți. Este o alegere importantă în dragoste. Pentru că eu am senzația că semnul de foc se uită către un semn de... Pentru că se uită către cineva cu semnul, cu planete în semnul oracului. Și semnul oracului nici nu-l bagă prea mult în seamă. Dar, repet, creativitate... Puteți manifesta această complementaritate, sunteți amândoi jupiterieni. Dar prin creativitate, prin proiecte care țin de creativitate, puteți să aveți victorii. Sentimental, Așa simt. Pești și capricorni. De trei ori. O dată, pești și capricorni. Două ori. De trei ori așa, zate. Este o situație dezechilibrată de care ați încercat să vă detașați. Au fost momente de tăcere, probabil pentru unii sunteți într-o legătură la mare distanță. Văd legătură la distanță și aici. Văd legătură la distanță și aici. Și văd și un șase de spade, călătorie peste ape. Probabil că sunteți la distanță de acest semn de pământ. Capricorn, da, e chiar Capricorn. Am senzația că doar spiritualitatea, tradițiile, cultura vă mai leagă într-un fel sau altul. Dacă e o situație dezechilibrată, concentrați-vă, mergeți către dragoste de sine și către creștere spirituală. Dar, trei de bâte, așteptați la distanță. Așteptați. Așteptați eventual să vină. Șase de spade. Capricornul. Pentru că vă dă stabilitate, ăsta e adevărul. Capricornul vă dă stabilitate. Simțiți că aveți o valoare specială împreună, împreună puteți să creați lucruri frumoase. Probabil că unii dintre voi, dacă sunteți căsătoriți sau sunteți într-un cuplu, așteptați să vină de la distanță, poate să aducă să facă bani pentru cuplu. Și în momentul în care vine, vă regăsiți valoarea, bucuria. Posibil semnul de pământ să trebuiască să se detașeze de un semn de foc. Ca să se manifeste, să zic, stabilitatea, creativitatea, valoarea, potențialul dintre voi doi. Sau de un semn de aer, de un simț de semn de foc. Pești vărsător. Mărița, te rog, așteaptă. De trei ori. O dată. De două ori așează-te. Pești vărsător. De trei ori. Ok. E
Este pasiune, este atracție. Dar cineva fuge. Cineva fuge în acest context de prea multă pasiune. Pentru că are nevoie de vindecare. Au fost niște spade, au fost niște trădări, niște cuvinte. Se intră într-o tăcere. 4 de spade, 4 de cupe. Da? Se intră într-o tăcere tocmai ca să vă regăsiți echilibru. Ia uite. Cavalerul de cupe, regina de spade, semn de aer, lună. Este nevoia de transformare emoțională. Sunt niște secrete despre care nu știți. În fine. Central pare regele de monede. Posibil unul dintre voi să fie soț, partener, stabil pentru cineva. În acest motiv apare și light motivul 5 de bâte, conflict. Conflictul cu bârfele, cu lumea, cu prietenii, cu X, cu Y. Și nevoia de a decide între voi și altceva, eventual între voi și cariera. Între voi și prieteni și bârfe. Există atracție, nu zice nimeni că nu există atracție. Depinde și ce planete mai aveți. Dar, repet, cineva fuge. Fuge. Către 4 de spade, către 4 de cupe. Unul trebuie să se echilibreze mental, altul e supărat. Poate sunteți voi supărați aici, 4 de cupe. Ați vrea să comunicați, voi. Vreți să comunicați. Despre emoțiile voastre. Dar trebuie transformată toată treaba asta. Repet, cineva este foarte posibil să fie căsătorit, să fi fost căsătorit, căsătorită. În mijloc este nevoia de echilibru, nevoia de a face bani, de a fi autoritar. Dar până a se manifesta aceste calități frumoase de a proteja, există conflicte. Repet. Și nevoia de a decide între voi și altceva. Sau voi trebuie să decideți între ei și altceva. Cam asta e. Acum. Peștișori și peștișori. Să vedem. În cărțile. Să le amestecăm. Eu le pun așa. Amestecate pe aici. Deci, peștișori și peștișori. Detașați. Și unul și alții ați avut dezamăgiri. De trei ori odată. De două ori. De trei ori așează-te. Doi de monede. Doi de spade, turn. Nu comunicați peștișori cu peștișori. Este o moarte, o boală care trebuie vindecată, niște răni. Trebuie să vă transformați, cred că amândoi trebuie să vă transformați. Central, doi de spade. Probabil unul are planete în balanță. Central, nu comunicați. Prima carte, ați încercat să vă faceți timp și pentru relație și pentru job și poate mai aveți pe altcineva, măcar unul dintre voi. Sunteți între două situații, da? 2-2. 2-2. Și uite așa apare turnul. Se rupe situația, relația. Pare trăsnetul, inspirația. Mă, așa nu merge. Dacă nu comunicăm, dacă tu n-ai timp, nu merge. Nu putem să construim nimic durabil. Mai devreme sau mai târziu se va rupe. Da? Și revelația este că trebuie să ne vindecăm. Să ne vindecăm. Să creștem spiritual, să ne transformăm către această poziție. Când vom fi amândoi lumină, vom putea relaționa. Dar deocamdată, când amândoi suntem în trei, două situații, cel puțin, iar apare vindecare. Cel puțin, măcar separat, dacă nu împreună ați avut niște decepții. Trebuie să învățați să vă detașați mental de decepție. Trebuie să învățați să renașteți, să ascultați intuiția, îngerii, da? Și apoi veți comunica, dacă mai vreți. Până una alta, comunicarea este...
Așa, așa, așa. Mai puțin emoțională, cum ar fi fost de așteptat pentru peștișor și peștișor. Nu vă nici ocupă. Din acest motiv trebuie să transformați și să creșteți spiritual. Cam atât pentru peștișori. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc mai încet. Ne vedem la următoarele etalare.